Libertatea scrie despre fenomenul aur în social media înainte de alegeri. Pagina lui George Simion avea 4 milioane de interacțiuni pe Facebook, fără bani, iar a lui Claus Iohannis 700 de mii de interacțiuni. Asta, deși uh, George Simion are un cont cu mai puține like-uri decât politicienii cunoscuți, dar mesajele sale au fost distribuite peste tot pe Facebook. În ultima săptămână nici măcar nu ar fi avut reclame pe Facebook în toată campania, nu au cheltuit foarte mulți bani pe reclame. De asta, cei care zic de laboratoarea în care a fost creat aur să prezinte dovezi, dar și dacă e adevărat, e oarecum irelevant în momentul în care, până la urmă, campania a fost una care s-a dezvoltat așa viral, natural, pe internet și apoi de pe internet și în viața reală. Impactul lui George Simion în Facebook nu a fost crescut prin bani cel puțin ultima săptămână când a adunat aceste 4 milioane de interacțiuni. Principala pagină a partidului, Alianța pentru Unirea Românilor, a fi rulat reclame de 9.081 de lei între 30 noiembrie și 6 decembrie, iar din martie și până în 6 decembrie reclame în valoare de 45.362 de lei. Deci nu sunt bani puțini, dar nici mulți pentru un partid care a intrat în Parlamentul României. De fapt, succesul AUR poate fi explicat prin câteva elemente. Hai să vedem de unde a început acest fenomen. Cred că nu s-a născut acolo, dar cred că acolo s-a amplificat. În momentul în care Klaus Johannis a devenit președinte al României. Pentru că sunt mulți oameni care nu-l consideră român. Așa și spun, președintele neamț. Nu care avea dreptate. Claus Ioanis e român. Dar sunt acei oameni. Apoi a fost referendumul Coaliției pentru Familie. A fost un eșec acel referendum, dar oamenii n-au dispărut. Sute de mii de oameni, poate chiar milioane de oameni, care au crezut în acel referendum, Mulți oameni au răsuflat ușurați după ce acel referendum nu a dus la schimbarea Constituției, dar oamenii n-au dispărut, cei care au susținut. Apoi e acest element unionist, unirea cu Republica Moldova, în continuare o temă foarte ușor de folosit în campania electorală. Mai e și starea materială a oamenilor, și faptul că partidele mari nu au adresat și continuă să ignore această problemă. Nu vorbesc despre problemele reale ale oamenilor. În perioada pandemiei a fost acel sentiment de persecutare religioasă, real sau imaginar, oamenii care au simțit lucrul ăsta s-au îndreptat către aur. E sigur, frica de străini și apoi prezența scăzută la vot. Probabil că dacă prezența la vot ar fi fost mai mare, probabil că aur nu ar fi avut succesul pe care îl vedem astăzi. La aceste alegeri, asta nu înseamnă că Aur nu are potențial de creștere. Așa cum scrie și Valer Simion Cosma pe libertatea.ro, Aur nu va avea soarta partidului lui Dan Diaconescu. Cei care compară Aur cu PPDD-ul lui Dan Diaconescu prevăzând o descompunere rapidă și dispariția formațiunii în câțiva ani, se pripesc în judecata lor și nu țin cont de diferențele semnificative dintre cele două formațiuni, în pofida asemănării. În privința scorului electoral și ascensiunii rapide, scrie antropologul Valer Cosma într-un comentariu publicat de Libertatea, aur au venit să stea și să crească, spune el, pentru că vor capitaliza masiv făcând opoziție unui guvern de coaliție care, conform programelor de guvernare, USR Plus și PNL, precum și declarațiilor, va urmări să impună o serie de reforme radicale în timp de criză. Și de aici, așa cred și eu, așa am și-am spus și zilele trecute, eu cred că aur e aici și va rămâne aici mult timp, ba chiar va crește. Sunt de acord cu ce scrie Valer Cosma. Cred că aur ar putea fi unul dintre principalele partide peste patru ani. Cred că oameni de la partidele mari de astăzi se vor îndrepta spre aur la un moment dat. Pentru că toate partidele au elemente de tip aur în interiorul lor. Toate partidele au așa ceva. Iar aur, mai ales în contextul în care vom avea o guvernare de centru-dreapta, pe timp de criză sanitară și economică, dacă vor fi și acele tendințe de măsuri de austeritate, ăsta va fi terenul în care aur va crește enorm, enorm de mult, pentru că ei au obținut scorul ăsta nefiind băgați în seamă de nimeni. La televiziuni, la radiouri, doar în ultimele zile au avut așa câteva apariții de la televiziuni mai mici. Toată campania și-au făcut-o prin frățile ortodoxe, în biserici, online și din poartă în poartă. Asta a fost campania AUR. Tocmai de asta cred că potențialul de creștere al AUR e unul imens în următorii patru ani. Au timp să-și uh, cizeleze așa puțin mesajul, Astfel încât să nu mai pară chiar atât de radicali, adică să aibă oameni care să, -și, să spună aceleași lucruri în esență, aceleași declarații extremiste cu caracter xenofob, rasist și discriminator, dar vor fi îmbrăcate într-un alt ambalaj aceste declarații. Deja deci am văzut că a început să se întâmple lucrul ăsta deja vorbesc altfel acum știind că au intrat în Parlamentul României. E invitat la Antena 3. Aseară, George Simion a fost întrebat despre părerea lui despre generalul Antonescu, despre legionari. Hai să vedem ce zice. Era una legată de domnul general Chelaru și de admirația domniei sale pentru domnul Antonescu, Ion Antonescu, de data asta. Va trebui să-l întrebați, pe, să întrebați pe general Chelaru. Nu, generalul admirația către... La fel cum v-a răspuns până acum și o să răspund de fiecare, pentru că încercăm să fim atașați și etichetați Știu, știu, dar vă în pe dumneavoastră, adică Ion Antonescu, Ion Aron, sau e un personaj de... istoric. Care a avut Asta, lucruri da, așa bune și lucruri rele. Codreanu, da, Tărugiu așa o să, vreme. Spunem, o să vă spun despre fiecare. Așa o să vă, vă spun despre... Da, fie... și Hitler a fost un personaj istoric, A știți? fost un personaj istoric, sigur, Hitler. A, adică la fel ca și ceilalți. Ca și Ion Antonescu, ca și... Da, deci. Ui, a, a... Aprop... Generalul Ion Antonescu și Hitler au fost doar niște personaje istorice. A observat toată lumea cum a evitat să răspundă. Dacă răspunsul lui era... Uh, nu, nu mă identific cu generalul Antonescu, nu mă identific cu mișcarea legionară, nu mă identific cu Hitler, care, despre care spune că e doar un personaj istoric. Un personaj istoric la fel ca generalul Antonescu. Nu sunt în realitate niște mari criminali. De asta spun că mesajul lor deja se schimbă. Încă mai au nevoie de puțin antrenament în declarații publice, dar deja mesajul lor a început să se schimbe puțin, dar nu se dezic de esența care i-a adus în Parlament, și esența mesajului lor rămâne aceeași. Dacă nu poți să te dezici de acești oameni, să spui că Hitler a fost doar un personaj istoric, cu bune și cu rele. Ion Antonescu, la fel, că așa a început. Ion Antonescu a fost un personaj istoric și cu bune și cu rele. Și Hitler, la fel, un personaj istoric. E cel mai simplu lucru pe care putea să-l spună, dar nu vrea să-i supere pe susținătorii partidului, nu? Cum să spui acum să te dezici de mișcarea legionară? Cum să te dezici de eroul lor, generalul Antonescu? Pentru că o să-i pierzi. Ce, acum ai intrat în parlament și gata, îți pierzi identitatea? Te dezici de oamenii care te-au susținut acum ca să ajungi în Parlamentul României? De asta, Cred că aur are un potențial uriaș de creștere, tocmai pentru că sunt mulți oameni inteligenți în aur. Nu trebuie să fii de acord cu ceea ce spun ca să înțelegi că nu sunt proști. Nu asta e acuzația pe care o aduc eu, aur. Sunt o grămadă de oameni inteligenți, foarte inteligenți, în aur. Sigur, pe lângă ei mai sunt și oameni care sunt acolo din alte motive, dar tocmai de asta cred că Aur are acest potențial uriaș de creștere, pentru că are o conexiune foarte strânsă cu structurile bisericii ortodoxe, are această conexiune pe care am văzut-o cu galeriile de fotbal, plus mesajul ăsta antisistem, toți sunt trei, toți sunt la fel, iar politicienii pe care îi vedem invitați în emisiuni cu acești oameni, reușesc cumva să dovedească că reprezentanții Aur au dreptate și că acești politicieni sunt total separați de realitate, nu sunt conectați la situația reală din teren. Și atunci, ăsta e momentul în care Aur are acest potențial uriaș de creștere, tocmai cu politicieni depășiți de situație, care nu înțeleg ce se întâmplă în societate, n-au fost capabil să înțeleagă ce s-a întâmplat în acest an cu adevărat în societate. Sigur, e și vina presei. Nici eu n-am auzit de aur până acum, nu știu, câteva săptămâni și nu i-am luat în serios, pentru că ăsta e efectul algoritmului rețelelor, algoritmului pe care îl folosesc rețelele de socializare, că ne împarte pe toți în bule, iar informația rar trece dintr-o bulă în cealaltă bulă. Sunt aceste bule de internet unde cu totul și cu totul alte informații pătrund. Lucruri pe care noi nu le auzim, habar nu avem care sunt teoriile conspiraționiste care se plimbă în acele grupuri de Facebook. Așadar, trebuie să ne obișnuim cu ideea că aur va fi aici mulți ani de acum încolo. Singura variantă în care aur. Ar putea dispărea e doar dacă se vor autodistruge, altfel nu cred. Partidele politice de acum nu sunt capabile să vină cu un mesaj coerent împotriva AUR. Într-un alt interviu pentru GSP, tot George Simion vorbește despre relația cu Republica Moldova și ce ar putea însemna unirea în raportul relației cu Rusia. Voi sprijiniți direct oamenii și trebuie să li se explice clar. Noi vă sprijinim pentru că voi sunteți români. Da? Pentru că... Vorbește am despre cetățenii Republicii Moldova. Am văzut de multe ori niște indivizi care caută să profite de cetățenia română, de beneficii din partea statului român, ne considerându se români. Trebuie să fim mult mai uh, uh, aplicați în ce facem. Interesul nostru peste prut care este? La pământ românesc, oamenii aia sunt români. Trebuie să le explicăm asta că e cel mai bine să fii direct. Așa pe ocolite, hai că vă sprijinim pentru aspirația noastră comună europeană, e un limbaj de lemn care nu ne duce niciunde. Este eșecul politicii românești timp de 30 de ani. Ce mai trebuie să facem este să condiționăm fiecare sprijin acordat de peste prut cu pachete de acțiuni pe care statul român să le controleze în firmele de stat de peste prut. Trebuie să fim implicați economic acolo. Altfel nu o se face. O poziție teribilă din Moscova, probabil. Da, normal. Dar așa e, la război ca la război. Și trebuie să ne luptăm cu Moscova, pentru că rușii, din păcate, sunt un popor civilizat mai târziu, care nu înțeleg decât dacă le dai una peste bot. Da, asta, asta susține Giorgio Simion, mesajul ăsta unionist, hai să ne războim cu Rusia, că de asta avem nevoie acum. Am văzut un sondaj recent în care cetățenii Republicii Moldova au fost întrebați dacă își doresc un, uh, unirea cu România. Doar 30% au spus că își doresc asta. În schimb, mai mult de 60% au spus că își doresc aderarea la Uniunea Europeană. Sigur că ăsta ar fi cel mai bun drum atât pentru România cât și pentru Republica Moldova. Să fim uniți în cadrul Uniunii Europene. Așa văd eu lucrurile și e un lucru realizabil. Adică treaba asta chiar se poate întâmpla. Cealaltă variantă în care noi ne războim cu Rusia ca să punem mâna pe Republica Moldova și să îi facem pe oameni de acolo să înțeleagă că ei sunt români. Sigur că sunt români în Republica Moldova, dar sunt și oameni care nu se consideră români. Trebuie să-i reeducăm, să facem lagăre de reeducare pentru acești oameni, ca să înțeleagă că sunt români, chiar dacă ei nu se consideră români. Planul pentru Republica Moldova și pentru România ar trebui să fie clar intenția aceasta de a ne reuni în cadrul Uniunii Europene. Asta am văzut că își doresc cei mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova, indiferent că se consideră români sau nu vor o Moldova europeană, iar acolo am fi din nou împreună dacă asta ne dorim cu adevărat. Nu această variantă pe care o propune George Simion, o variantă populistă de unire a României cu Moldova. Și hai să ignorăm Rusia, hai să ignorăm problemele din Transnistria, trupele rusești de acolo. Hai să ignorăm toate lucrurile astea. Nu, nu le putem ignora. Asta nu ne-ar pune într-o poziție mai bună în plan internațional. Ne-ar izola și ne-ar aduce conflicte pe care sigur nu ni le dorim acum.